uniți cu Hristos prin cântare, rugăciune și pelerinaj, devenim și noi părtași ai biruinței lui Hristos asupra păcatului și asupra morții. Dragi telespectatori, sunt preotul Marius Gheorghe. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Vorbim astăzi despre pelerini și pelerinaje și ne bucurăm să-l avem alături de noi pe Părintele Daniel Stoica, preot slujitor la Biserica Sfinții Treierarhi din Ploiești. Părinte, bine ați venit la cuvânt pentru suflet. Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație. Este o mare plăcere să vorbim despre acest motiv pentru care ne întâlnim cu oamenii, dar și cu Dumnezeu, pelerinajul. Părinte, știm că v-ați întors recent dintr-un pelerinaj în țara sfântă și am vrea să vă întrebăm: în ce fel pelerinajul este o mărturisire a credinței în Hristos? Da, cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriar Daniel am fost în Țara Sfântă și Iordania, dar și Sinai de câteva ori. Apropierea creștinilor față de Dumnezeu prin pelerinaj este un lucru firesc, nu numai în Țara Sfântă, dar și în țara noastră și în alte locuri din această lume din creația lui Dumnezeu. Pentru că prin pelerinaj putem să mai facem un pas către Dumnezeu. Un pas către Dumnezeu prin faptul că însăși până la urmă mersul la biserică pentru unii poate însemna un pelerinaj. Este pentru unii o mare, un mare efort. Să ajungă la biserică, și astfel, într-o dimensiune mai mică, am putea spune, și drumul până la biserică poate fi asemănat cu, cu un pelerinaj. Din punctul de vedere al pelerinajului în întâlnirea cu Dumnezeu, pot spune că este un motiv. De a ne apropia de Dumnezeu prin faptul că această dorință oricum există. Există de ambele părți. Există încă de la creație omul să tindă spre Dumnezeu și, bineînțeles, Dumnezeu, prin faptul că ne-a creat, a avut această dorință de a-și manifesta dragostea. Pelerinajul poate fi văzut diferit și este văzut diferit. Sunt uh, oameni, persoane care merg în pelerinaj din N motive. Un motiv frumos este cel al mulțumirii față de darurile lui Dumnezeu. Motiv este dorința de a-i cere ceva lui Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu, dar și. Uh, Felul în care noi sperăm că îl vom regăsi pe Dumnezeu în altă parte față de locul în care ne-am învățat, în parohia noastră, în casa noastră, în familia noastră, în mănăstirea noastră până la urmă. Deci sunt motive nenumărate pentru care fiecare merge într-un pelerinaj. Cert este că dorința e aceeași, întâlnirea cu Creatorul. Și mai are și beneficiul de a urca încă o treaptă către, către mântuire. Pentru că niciun pelerinaj, am putea spune, asemănând pelerinajul cu postul, nu este lipsit de ispite. Diavolului nu este pe plac apropierea noastră de Dumnezeu. Și prin depășirea acestor ispite ne apropiem cum am spus, de bunul Dumnezeu. Părinte, atunci când un pelerin, un creștin, se hotărăște să plece într-un pelerinaj, să viziteze o biserică, să viziteze o mănăstire unde se află moaștele unor sfinți sau să se închine la o icoană făcătoare de minuni, este numai decizia lui de a merge în acel loc sau este și o chemare tainică a lui Dumnezeu? Și acum am spus, este și dorința omului de a se apropia de Dumnezeu, dar și chemarea lui Dumnezeu. Are un rol important și mediul din care provenim, din care provine pelerinul, pentru că nu totdeauna cei care pleacă într-un pelerinaj sunt total convinși de drumul pe care îl fac sau de celul acelui pelerinaj. Deci mai au și ajutorul celor dragi, celor apropiați, dar cert este că aici este o colucrare om și Dumnezeu. Nu pot să, să nu te schimbi printr-un astfel de pelerinaj sau în urma unui astfel de pelerinaj. Și chiar și cei care au plecat îndoiți sau au plecat de dragul altora în acest drum, vin, vin schimbați. Vin cumva apropiați de Dumnezeu sau mai apropiați de Dumnezeu și astfel prin dorința lor, prin dragostea lui Dumnezeu, se schimbă ceva cu siguranță în viața lor. Ați avut întâmplări demne de menționat, atât în pelerinașele din Țara Sfântă și nu numai, care v-au rămas în suflet, cu oameni care au plecat, poate îndoiți, dar chemați de Dumnezeu și s-au schimbat în urma unui pelerinaj. Da, sunt multe, sunt multe. Pot să amintesc chiar din ultimul pelerinaj pe care l-am avut, Programul a fost destul de încărcat, și în neștiință de cauză, unii pelerini au dorit să renunțe la un anumit obiectiv. Am spune obiectiv, dar este loc de închinare. Și anume au, au dorit să renunțăm la drumul către Hozevă. Un drum oarecum anevoios pentru că este în pustiul acela al Ierihonului, dar un drum care este încununat de bucuria întâlnirii cu Sfântul nostru drag, Sfântul Ioan Hozevitul de la Neamț. Ori motivațiile erau clare și pentru mine că nu trebuie să lipsească acest drum din pelerinajul nostru și momentele pe care le-au trăit acolo, slujba acatistului pe care am săvârșit-o acolo. Locația, pentru că e adevărat, se află într-un pustiu, însă sentimentele sunt deosebite în acel pustiu, mai ales că am călcat și pe urmele prorocului Lii acolo. Întâlnirea cu Sfântul nostru, cu Sfintele să le au creat atât de emoții în, în grup și mai ales în cazul persoanelor care nu erau convinse că trebuie să facă acel drum, încât după aceea nu știau cum să mulțumesc lui Dumnezeu și Sfântului că au ajuns să-L întâlnească. Și aceasta este numai un simplu exemplu. Ori în toate pelerinajele se întâmplă ceva minunat. Și mai contează și felul în care plecăm la acest drum. Am avut grupuri care au plecat în pelerinaj, dar n-au simțit cu adevărat ideea de pelerinaj, așa cum și prefericitul o, o prezintă într-o broșură ce este mânată fiecărui pelerin, mai ales când se pleacă în Țara Sfântă. Și unii dintre ei au considerat că efectiv pleacă într-o excursie, într-o perioadă de relaj și nu neapărat să se întâlnească cu Dumnezeu. Să se întâlnească și cu Dumnezeu. Dar nu numai cu Dumnezeu. Ori prin ceea ce Dumnezeu manifestă în sensul de momente, de slujbe, de sentimente, clar că aceștia se și schimbă. Pleacă într-un fel, dar vin cu totul altfel, adică mai apropiați de Dumnezeu și mai convinși că Dumnezeu ne iubește. Putem spune, deci, că pelerinajul este o călătorie sfântă? Cu certitudine, pentru că în pelerinaj, așa cum am spus, și dacă nu pleci convins, are grijă Dumnezeu să te convingă de faptul că este lângă tine. Și dacă nu plecăm convinși că Îl vom întâlni, Hristos tot are grijă să ne dea semne că este lângă noi nu ai cum să nu le vezi aceste semne, să nu vezi uh, faptul că totul merge bine, faptul că ți-ai propus într-un fel să știu eu, să ajungi la o anumită oră sau uh, astfel, alt de motivații practice, administrative, să zicem, la, la capitolul pelerinajului, uh, nu ai cum să nu vezi că Dumnezeu rânduiește ca toate să iasă, să, să iasă bine. Și atunci este o călătorie, o călătorie duhovnicească, o călătorie minunată. Părinte a spus mai devreme de drumurile nevoioase, de călătoria la Sfântul Ioan Iacob Românul, de la Joseva și nu numai. Înțelegem din această nevoință, din această, aceste drumuri, care de multe ori sunt obositoare, o mărturisire de credință, o dovedire a dragostei noastre față de Dumnezeu și o dorință de a-L cunoaște pe El și pe cei care I-au slujit și L-au iubit, adică pe Sfinții. Da, am putea să spunem că este o modalitate de jerfă. Cu toate că nu mai putem compara modul în care noi mergem sau străbatem distanțele în ziua de astăzi cu greutatea pelerinajului de acum zeci, sute, mii de ani. Dar este o certitudine aceasta că și cel care pleacă în pelerinaj cu ideea clară de întâlnire cu Dumnezeu acceptă aceste ispite, aceste greutăți, aceste neajunsuri cu multă lejeritate. Avem și în țară, dar bineînțeles și în Țara Sfântă, Multe mărturii care ne arată cum s-au nevoit nu numai sfinții, ci și oameni, oameni normali, creștini evlavioși care au dorit să întâlnească cu un sfânt sau, cum a spus, cu o icoană făcătoare de minuni, sau pur și simplu au vrut doar să calce pe urmele sfinților sau ale Mântuitorului. Și uh, toate acestea le face Dumnezeu ușoare, tocmai pentru a ne înlezni această întâlnire cu El. Printe sunt oameni care, atunci când pleacă într-un pelerinaj și se îndreaptă către o biserică, către o mănăstire, către o icoană făcătoare de minuni, se îndreaptă cu gândul de a primi un răspuns la o rugăciune, poate uh, vindecarea unei boli sau împlinirea unei anumite rugăciuni pe care omul o înalță la Dumnezeu. În ce fel pot fi ei ajutați de Dumnezeu ca o încununare a acestei șerfe a pelerinajului? Cu siguranță Dumnezeu va da un răspuns. Și cu siguranță fiecare pleacă într-un pelerinaj, fie el mai scurt sau mai îndepărtat, cu o dorință, cu o durere, cu o mulțumire până la urmă, Cuvântul cheie, aș spune, este răbdarea. Pentru că Dumnezeu nu dă răspunsul atunci când dorim noi. Dumnezeu nu dă răspunsul imediat cum am ajuns la acel loc sfânt. Uneori îl dă, dar nu suntem noi capabili să-l să înțelegem. Uneori lasă tocmai răbdarea noastră să lucreze în, 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 în sentimentul acela de. Dorință, cu ardoare a împlinirea acelei motivații. Deci, Dumnezeu ne dă, dar așa spune, cu răbdare. Cu răbdare și dacă este și răbdare la mijloc, cu adevărat, o să primim și răspunsul sau mulțumirea de care avem nevoie. Răbdare care știm că este o dovadă a bărbăției, până la urmă. Da. Vedeți, noastră. Tocmai asta și face pelerinajul plăcut sau interesant, am putea spune. În majoritatea pelerinajelor în țara Sfântă, de exemplu, nu sunt neapărat grupuri organizate dintr-o parohie sau, în sfârșitul, persoane care se cunosc. Și atunci, vorbeam de răbdare mai devreme, răbdarea este și acolo foarte importantă în a se învăța în a se cunoaște, în a se accepta acele persoane, că nu sunt neapărat puține, într-un grup. Și atunci, iubindu-se unii pe alții, îi de fapt pe Hristos, împlinesc porunca lui Dumnezeu. Și așa, apropiindu-se de oameni, ușor, ușor se și de Dumnezeu. Am putea spune, deci, că pelerinajul este o școală a credinței? Este o parte a școlii credinței, pentru că nu numai pelerinajul, este și rugăciunea noastră particulară, este și rugăciunea comună de la biserică, până la urmă este și viața noastră socială, o, o cale de a, de a ne apropia de Dumnezeu. Toate sau împreună ajungem prin ele la, la, Dumnezeu. Părinte, știm că v-ați întors, așa cum spuneam, dintr-un pelerinaj organizat de Agenția de Pelerinaje Bazilica Trevă la Patriarhiei Române în Țara Sfântă. De deci ce este important să mergem într-un pelerinaj, într-un grup organizat și într-un grup în care există un ghid care este un preot român și care merge și vă conduce pe aceste locuri? Vă întreb cum vedeți lucrul acesta din perspectiva unui pelerin? Da, nu sunt eu neapărat cel mai măsură. Sunt coordonatori și părinți care fac de foarte mult timp acest lucru, adică să ghideze sau să coordoneze și nu numai istoric, ci mai ales spiritual acolo și în țară până la urmă. Patriarhia Română prin Agenția de Pelerinaje Basilica Trevel a gândit foarte bine acest motiv, să zicem, sau acest element al pelerinajului, faptul că aceste grupuri trebuie să însoțite nu de un ghid, sau nu numai de un ghid, ci de un preot, diacon sau măcar teolog, ce are acest rol de a-l ajuta pe pelerin, pe credincios, în primul rând să simtă spiritual locurile acelea, să pună pe primul plan partea duhovnicească și în cele din urmă partea istorică, de care trebuie bineînțeles să țină seama. În lipsa acestui coordonator, acestui ghid, acestui teolog, pelerinajul s-ar transforma de fapt într-o excursie. Pentru că nu ai cum să ajungi la astfel de locuri sfinte dacă nu pui accentul pe citirea Evangheliei, pe explicarea ei la locul faptei, doar trecând și anunțând niște date istorice, prezentând, știu eu, doar relieful sau doar fauna și flora din zona respectivă, nu reușești să ajungi la sufletul omului. Din puțină experiență pe care o am în acest sens, am observat, a spus, m-ați întrebat ca și pelerin. Păi, în primul rând, de câte ori vin acasă și citesc o Sfântă Evanghelie sau ascult un anumit vorbitor despre o anumită situație sau locație de acolo, mă simt acolo. Simt că sunt prezent în acel moment acolo. Simt că intru în legătură cu Sfântul sau Sfinții sau, știu eu, minunea care s-a întâmplat acolo. Și atunci e clar, transformarea este evidentă. Ca preot, cu atât mai mult. Pot spune că de câte ori sunt pus în situația de a predica la o anumită sărbătoare sau la anumite momente în care discut pur și simplu cu un credincios despre acele locuri sau despre acele evenimente, ușurința este evidentă. Aș putea spune, pentru că am adus aminte de Sfântul nostru drag, Sfântul Ioan Hozevitul, aș putea spune că mi-a schimbat viața. În ce sens? Aș putea spune că nu l-am cunoscut așa de mult până când Bunul Dumnezeu și prefericitul mi-a îngăduit să ajung în țara Sfântă, prima dată, și am văzut cum acesta lucrează pentru noi, în fața Lui Dumnezeu. Cum Sfântul se roagă și intermediază rugăciunile noastre în fața Lui Dumnezeu. Cum la fiecare pas... În țara Sfântă, chiar în întreaga țară Sfântă, ai impresia că Sfântul te însoțește. Și atunci știam, ca orice teolog, câte ceva despre Sfântul nostru, însă de atunci l-am și la Suflet mai aparte. În ce fel va schimba viața? În sensul, bineînțeles, bun. Acela de a avea mai multă încredere în Sfântul. De a-l face cunoscut și altora, de a citi în amănunt și cu atenție opera și frumoasele poezii, de a fi mai atent la minunile pe care Sfântul le face. Ultima minune fiind chiar acum, după Paști. După Paști a fost un pic de ploaie acolo în deșertul acela în zona aceea muntoasă și uh, bocancii Sfântului și sunt uh, fotografii pe tema aceasta au fost uh, văzuți uh, cu noroi umed pe ei. Sfântul fiind de Sfintele Maști. Așa că minunț se întâmplă permanent. Sfântul într-adevăr însoțește pe pelerini. Sfântul într-adevăr însoțește, da. Și l-am simțit și acum, ultima dată prezent în viața noastră, prezent în situațiile în care am fost, și nu toate au fost liniștite, să spunem așa, în sensul că, așa cum ziceam, ca și în post și în pelerinaj, sunt ispite, dar Sfântul ajută de fiecare dată. Părinte, pentru a putea simți prezența lui Dumnezeu în aceste pelerinaje și pentru a ne întâlni cu Sfinții, pentru a fi martorii, unor minuni. Cum trebuie să ne comportăm noi într-un astfel de pelerinaj? Probabil sunt telespectatori care ne urmăresc și care uh, și-au programat deja să viziteze anumite mănăstiri sau anumite locuri sfinte. Dacă ar fi să le dați un sfat referitor la felul în care ar trebui să se pregătească și să participe la un pelerinaj. Care ar fi acela. Pe, în primul rând, însă și dorința de a merge într-un pelerinaj este un impuls deosebit. După aceea, trebuie să ne informăm. Avem destule modalități de a ne informa în, în vremea noastră. Însă cel mai bine ar fi să mergem către biserica noastră, pentru că către preotul nostru către până la urmă agenția la care ne-am înscris dacă am făcut-o aceasta printr-o agenție de pelerinaje cum am spus Bazilica Travel și în primul rând prin rugăciune prin rugăciune pentru că rugăciune aduce și răspunsuri și în primul rând aduce liniște și dacă plecăm liniștiți și cu gândul de a ne întâlni cu Dumnezeu și Sfinții Săi în acest pelerinaj atunci avem și cât mai multe variante de izbândă. Și până la urmă de a urca în cotreaptără către mântuire. Printe știm că și în evanghelie sunt câteva momente în care îl vedem pe Hristos pelerin. Îl vedem în evanghelie mergând din cetate în cetate, dar mai ales după înviere, atunci când se apropie de pelerinii Luca și Cleopa. Și noi spunem că în viața noastră căutând să mergem pe urmele Lui Hristos. Putem găsi în, acest, în, aceste cuvinte și un temei biblic pentru pelerinaj? Da, păi Hristos în primul rând a fost pelerin de la naștere. Nu? Trebuia să se nască și nu a fost primit și în momentul acela au căutat găzduire. După aceea au trebuit să fugă în Egipt, s-au întors din Egipt, toată viața în sensul de copilărie și-a petrecut-o în ascultarea părinților Iosif și Maria, însă la 12 ani știm că a făcut pelerinajul la Ierusalim. După aceea, exact, toată activitatea sa a fost un pelerinaj continuu. Un pelerinaj în care n-a fost singur, a fost însoțit de Sfinții Apostoli, ucenici și ceilalți sau mulți ceilalți care îl însuțeau și tot așa de bine, după înviere, a continuat acest pelinaj. A continuat uh, prin faptul că nu i-a lăsat pe Sfinții Apostoli singuri, a continuat pe drumul Emausului, așa că temeiuri biblice avem, uh, avem cu destulare. Avem destule pentru ca și noi, să urmăm pe calea lui Hristos, pe calea aceasta a pelerinajului. Părinte, ce le-ați spune celor care n-au participat până acum la un pelerinaj? Care ar fi îndemnul pe care l-ați adresa? Să încerce. Să încerce să-L caute pe Hristos și altfel de cum l-au căutat până acum. Să vadă faptul că Dumnezeu ni se arată nu numai în spațiul nostru comun de viețuire. Să ai vă încredere că Hristos le va da și răsplată pentru acest drum. Sfinții lui Dumnezeu sunt exemplu. Vorbeam de Hristos că a fost pelerin, dar toți cei care au urma lui Hristos, începând cu Sfinții Apostoli care au plecat la propovăduire, la propovăduirea Evangheliei, au fost pelerini. Acum noi întoarcem cumva drumul. Aceștia au fost să răspândească credința noi întoarcem uh, gândul nostru, pașii noștri, către locurile unde ei au uh, făcut minuni, către locurile unde ei au uh, răbdat pentru Hristos, către locurile către, unde chiar ei s-au -au jerfit pentru Hristos. Deci, uh, sfatul este să încerce să. Să întâlnească cu Hristos. Ați spus că ne putem întâlni cu Dumnezeu în pelerinaje și cu sfinții care i-au plăcut lui, dar ne putem întâlni și cu noi înșine în timpul pelerinajelor. Ne putem descoperi identitatea noastră pentru că aflăm multe lucruri istorice, multe lucruri care țin de credința noastră până la urmă. Ne putem regăsi pe noi în timpul pelerinajelor? Orice pelerinaj, dacă. Mă repet, suntem plecați cu dorința de a merge într-un pelerinaj, schimbă sau ne schimbă. Orice pelerinaj are, mai devreme sau mai târziu, un răspuns din partea lui Dumnezeu pentru, pentru jertfa noastră. Este o schimbare. Este o schimbare pentru că sunt amănunte pe care altfel nu le putem descoperi sunt sentimente pe care altfel nu le putem descoperi. Vă dau exemplu, tot ultimul pelerinaj s-a petrecut exact începutul lui în ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Iar localitatea unde este mormântul Sfântului este foarte aproape de Tel Aviv. Nu era în program. Dar nu vă puteți închipui ce bucurie au avut cei care au fost prezenți, fie că purtau sau nu numele Sfântului Mare Mucinic Gheorghe, întâlnirea cu acesta. Și tot la fel de bine, cei care nu purtau numele, cumva întâlnirea cu cei dragi care erau rămași acasă, sau nu numai, chiar cu cei trecuți la Domnul, care au purtat, sperăm noi, cu credință numele Sfântului. Deci este o, o căutare și o schimbare în străfundul sufletului uman, pelerinajul, pentru că descoperim niște lucruri până atunci neștiute sau nevăzute sau lucruri pe care, sau sentimente pe care nu am avut timpul să le, să le simțim mai bine. Părinte, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Am putea vorbi mult despre pelerini și pelerinaje. Însă vă mai așteptăm și vă invităm și la o altă ediție a emisiunii noastre și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Cu drag, Doamnește! Draștele spectatori, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă invităm să ne trimiteți mesajele la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând!